Pace, numele meu este Verel Robu și împreună cu Coriștii din Biserica Pentecostală Dornești suntem împreună în această dimineață și dorim să slăvim pe Domnul Dumnezeul nostru care merită toată lauda, slava și cinstea. Mă bucur să fim în mijlocul dumneavoastră dimineața aceasta. Mă bucur că putem cu toți împreună să lăudăm pe Dumnezeu. Și vom mai cânta o cântare în care versul cântării spune: privind spre mielul, ce păcatele noastre le-a purtat. Și ne amintim. Și această dimineață dorim să privim încă o dată spre Domnul Iisus Hristos, să contemplăm suferința Lui, să ne aducem aminte că El a purtat în trupul Lui păcatele noastre, pentru ca noi să putem fi socotiți neprihăniți, să putem primi neprihănirea Lui, să privim spre El, să privim spre neprihănirea Lui, spre jertfa Lui de pe Golgota, să privim spre El și să ne amintim că și El e Dumnezeu și El ne-a răscumpărat.